Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare s-a născut la Melitene, în Armenia, în anul 377. Nașterea sa a fost un eveniment pentru care părinții lui, Pavel și Dionisia, s-au rugat îndelung. Rămânând orfan de tată încă din copilărie, mama l-a dat spre educare episcopului Otreios, care l-a și botezat în credința creștină. La vremea potrivită, Eftimie a fost făcut citet sau lector al bisericii, iar mama sa a fost investită diaconiță. A studiat cu Acachie și Sidonie, viitorii episcopi ai cetății, iar la vârsta de 19 ani a fost hirotonit preot, primind și sarcina de a supraveghea mănăstirile din zonele suburbane Mitilenei. Iubind monahismul și liniștea, în anul 406 a renunțat la aceste sarcini și a plecat în Palestina, stabilindu-se pentru o vreme în Lavra de la Faran. Iubind pusnicia și dorind să sporească intensitatea viețuirii sale duhovnicești, a mers împreună cu alt pusnic, Teoctist, și s-a stabilit într-o peșteră la Vadie Dabor. Aflându-se unde se găsește, a fost în scurt timp căutat de monahi și astfel au luat naștere o mănăstire în acel loc. În jurul anului 420, un conducător arab numit Aspebet a venit la Sfântul Eftimie cu fiul său bolnav, promițând că dacă îi va tămădui fiul, se va converti la creștinism. Pentru rugăciunile cuviosului, bunul Dumnezeu l-a tămăduit pe copil. S-au botezat pe loc, rămânând în mănăstire o perioadă pentru a fi învățați dreapta credință, unchiul matern al copilului alegând să rămână monah. Momentul este important pentru că astfel Sfântul Eftimie este legat de începuturile creștinismului arab în Palestina. Sfântul Eftimie a mai fondat o comunitate monastică la Sahel. Atât de mult s-au mulțit locuitorii ei, încât Eftimie a cerut patriarhului Juvenalie să le hirotonească episcop. În anul 427 a fost hirotonit chiar Aspebet, arabul. Un rol important al Sfântului Eftimie este legat de criza monofizită. El este cel care a schimbat părerea împărătesei Eudoxia despre dreapta credință a învățăturilor sinodului de la Calcedon. Sfântul Eftimie s-a bucurat de daruri și harisme de la Dumnezeu. A fost un păstor model, un monah echilibrat, apărător al ortodoxiei în Palestina și un venerabil părinte al bisericii.